Exact cum zicea și domnul ministru, mă gândeam că ce aș putea să spun eu despre acești adevărați eroi care s-au încumetat știind că Rubiconul nu este un maraton ca oricare maraton. Vorbim de 480 de kilometri și abia aștept să văd concurenții care au alergat cel mai mult din cei 480 de kilometri. Și sincer vă spun că am făcut sport la cel mai înalt nivel, dar cred că niciodată n-aș fi putut, nici nu știu, nici prin cap să-mi treacă, că aș putea să duc până la capăt un număr atât de mare de kilometri și un efort ieșit din comun. Așa că, dragii mei, erou, parcă este prea puțin pentru ceea ce ați făcut astăzi. Și nu faceți doar astăzi, pentru că sunteți la a șasea ediție deja, iar noi suntem pionieri. Și când am primit această provocare, să zic, am zis, nu știu dacă noi vom putea face, nu știu dacă noi vom putea găsi concurenți care să vină să se alăture celor care aleargă. Așa că mă bucur că această unire s-a realizat și prin sport. Iar ceea ce pot eu să vă promit este că această provocare va însemna anul viitor să vă întoarcem vizita și, ca drept dovadă că n-am stat degeaba, vom avea și un ambasador al Rubicon România prin campioana olimpică Constantina Dință, care i-am pus o întrebare. Pușa, că nu-i așa o adică, crezi că ai putea să duci acest ultramaraton anul viitor? Și ea mi-a zis, de ce nu? Asta înseamnă gândire de adevărat campion. Nu-l sperie nicio provocare, nu-l sperie niciun obstacol, ci știe unde vrea să ajungă. Așa că, dragi colegi, colegii mei din agenție, iarăși am reușit cu câțiva oameni, da? Să realizăm această frumoasă competiție. Aș vrea să mulțumesc inițiatorului care nu s-a lăsat și a insistat, domnului ministru care nu doar că a alergat, dar și a dorit enorm de mult să unească această frunte și iată că astăzi am reușit. Să mulțumesc tuturor autorităților locale, pentru că Rubiconul a trecut prin 8 județe și am avut nevoie de sprijinul autorităților locale din fiecare județ. Să mulțumesc Ministerului Afacerilor Interne, pentru că întotdeauna poliția trebuie să fie cu noi când ne asigură liniștea de care avem nevoie. Mă bucur că nu am avut incidente. Și felicitările sunt prea puține pentru ceea ce ați reușit voi să duceți astăzi la capăt, intrând atât de frumos și un număr atât de mare pe acest stadion. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să nu vă părăsească năravul, anul viitor să ne așteptați mult mai mulți acasă la Chișinău, la anul de trecut. Și împreună să ducem numele acestui ultramaraton pe mai departe, pentru că în sport vorbim și de modele. Și eu sper, așa cum voi ați fost pentru noi un model, sperăm ca împreună să fim modele și pentru alte țări și să dezvoltăm frumos această competiție care se adresează oamenilor nu doar puternici, și foarte puternici. Mult succes tuturor! Mulțumim.